Ați auzit de Pskov? Dacă nu, în această rugăciune, veți înțelege frumusețea cântată a trăirii viețuitorilor din acea peșteră. Icoana Maicii Domnului, cea iubitoare a peșterilor din Pskov, este prăznuită pe 21 mai, 23 iunie, 26 august, 7 octombrie și în a șaptea duminică după Sfintele Paști. Icoana Maicii Domnului, cea iubitoare, a fost pictată și adusă la Mănăstirea Peșterilor din Pskov prin eforturile depuse de negustorii Vasile și Teodor în anul 1521. Prima consemnare a unei minuni săvârșite de icoană apare în anul 1524. Rugăciunea icoanei Maicii Domnului, cea iubitoare, aducătoare de blândețe și dragoste. O preasfântă Fecioară, stăpâna noastră, mama tuturor celor care suferă și sunt bolnavi, privește-ne pe noi cei smeriți și împovărați cu multe păcate, întristări și dureri, care ne rugăm cu durere și lacrimi în fața icoanei tale miraculoase. Păzește acest locaș sfânt de orice rău. Mântuiește acest oraș și pe toți oamenii care trăiesc cu credință și vin alergând la tine. De invazia duhurilor rele, de frică, de lașitate, de ciumă și de moarte, de oameni răi și de tot felul de întristări. Ajută-ne cu mila ta, precum și în icoană, stai în îmbrățișare cu pruncul divin. Încălzește-ne cu suflarea iubirii tale și nu te îndepărta de noi niciodată. Nici în această viață, nici în cea viitoare, căci ne dorim ajutorul tău divin, invincibil, ca să trăim în viața veșnică și să slăvim Sfânta Treime pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.